Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus. Cum să nu te cânt, Iisuse, cum să nu te cânt? Cum să nu slăvesc cu lacrimi numele Tău Sfânt? Că am strigat spre Tine, Doamne, și mi-ai ascultat bucuria și iubirea, fericit mi-ai dat. Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să încapăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Și citesc câteva cuvinte din ce este oastea Domnului. Și e firesc să fie așa, e explicabil. Domnul Iisus s-a coborât odată în lume, între toți, ca pe toți să-i scoată din lume și să-i facă ai săi. Iar azi, El se coboară numai între aceștia, numai între cei care au ieșit din lume și s-au strâns în jurul crucii Lui. Când se strâng la un loc cei care au ieșit din lume, când se strâng la un loc copilașii Domnului și îngenunchează la picioarele crucii Lui, când copilașii Domnului plâng și se roagă cu lacrimi de foc, când în toți bate aceeași inimă și același gând, acolo simți cu adevărat făgăduința de la Matei 18:20. Acolo îl simți pe Domnul viu în mijlocul fraților. Aceasta este, iubiții mei frați, adunarea care ne trebuie. Slăviți să fie Domnul. M-am gândit când vorbea fratele Vasilie, dacă l-aș întreba sau l-aș ruga și pe Domnul, Doamne, ar vrea și eu ceva. De la Tine, Doamne, că Tu poți să ne dai. Știți ce am spus Domnului când vorbea fratele Vasilie și-a rugat? Am zis, Doamne, Te rog, dă-mi și mie viața veșnică. Stăteam și mă gândeam jos dacă orbul acesta a cerut de la Domnul Iisus să vadă. Și Domnul Iisus vezi. Parcă ar zice într-un fel cu atâta putere care împotriva sa nimic nu este cu neputință. Întinde-ți mâna femeie, s-a făcut sănătoasă. Fetițo, scoală-te! Ție-ți spun, și fetița s-a spălat, este vorba despre fiica lui Iair. Și toți cei care au intrat înăuntru s-au minunat. Dar vreau să spun ceva mai înainte, un pic, care se poate petrece și printre noi. El a spus că fetița doarme, dar ceilalți au spus, bătându-și joc de el, fetița mult. Ce zice omul acesta că fetița doarme? Și stăteam atunci și gândeam în mine, se mai întâmplă când
omului Dumnezeu mai poate să fie și batjocorit. Și el trebuie să sufere, să îndură și să tacă. Că el știe pe ce se bazează, pe ce merge. Și Domnul n-a zis nimic când îl batjocoreau cei. Dar el a mers înainte și a făcut lucrare, a îmbiat pe fica lui Iair, a luat de mână și a dat să mănânce, să vadă că nu este fantomă sau duh. Și atunci toți au rămas de rușine. Aici vreau să fac o mică paranteză. Iubiți frați tineri și iubite surori tineri. Poate zice noi cei mai maturi, chiar de care mai bazocorinți, cred că nu mai are putere vrăjmoasă să ne mai întoarcă de pe drum, adevărat. Cam simțim și noi fierea și bucuria și fericirea. Dacă vă vor bazocori cineva și va zice, mai fac o tână, dar ce te-ai prostit așa? De ce te îmbraci așa ca o babă sau... Uite, ești din culte, uite, lumea evoluează și tu nu e deja. Sau voi dragi tineri, nu mergi cu mine la o petrecere, la o discotecă, la un bar, asta e viața. Sau voi tineri dragi, mergând pe la școală, la licee, la facultăți și vă vor învia tot felul de prieteni. Și își vor bate joc de voi. Să nu vă îndoiți. Domnul va avea putere mereu să vă fie biruinți. Și când a spus frate Vasile cu acest cuvânt de cel general, m-am gândit atunci, cum a făcut acea fetiță, cât a putut ea să fie de duhovnicească, plină de Domnul? Dacă vreți să cruțați pe cineva, lăsați-l pe acesta, eu vreau să mor în locul lui. Ziceam atunci, asta e dragoste din Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu vor să moară ei înainte. Știți, în cartea aceasta Sfântului Dischor despre Gafenul, când ne trebuie să se dea un medicament să-i prelungească viața, streptomicina, cum era atunci, el a simțat și lui, eu pot să mor. Ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu? Tu nu vrei să mai trăiești dacă nu se înțelegi să rău. Dacă va trebui să-ți dai viața pentru cineva, să-ți dai cu bucurie ca Domnul tău, că e în tine, l-ai primit prin credință, prin naștere din nou. Și acum poți să mori, adică poți să mori, poți să dai viața, că o primești dincolo, ca și Domnul Iisus. El a murit pentru noi și prin puterea aceasta care o primește fiecare dintre noi, poți și tu, și eu, și fiecare dintre noi să ajungem la această stare de fericire când îți dai viața pentru altul și pleci fericit în împărăția celor. Mă gândeam, gestul acelei fetițe poate nu prea însemnat, dar de un semnare mare sau de o valoare a fost acea fetiță. Dar ce a putut să lucreze Domnul prin ea când a câștigat un general, un om mare, un pește mare, cum vorbim noi în creștinism, și a făcut atâta lucrare duhovnicească. Mă gândeam și la voi, dragi tineri, poate veți fi și voi în fața profesorilor și vă va condemna, vă va, știu eu, tot felul de vorbe. Dacă veți fi tare în Domnul, se poate face și prin frății voastre întoarcerea unui alt general, profesor, profesor, medic, știu eu, dacă îl vom avea pe Domnul Iisus, când spunea cineva, profetul e mai puternic decât împăratul. E puterea lui Dumnezeu din el, dar el nu se consideră mai puternic, el rămâne tot în micimii. Apoi m-am gândit la acea mare minune pe care a făcut-o Domnul Iisus cu Lazar cel înviat din morți. Toți la fel spuneau, este mort, este dat în putrefacție, nu se mai poate face nimic de acum încolo. Aceasta e lipsa de credință în Domnul Dumnezeu, care nu putem noi să ne dăm seama, oricât am fi noi de învățat. Și Domnul Iisus căuta să întărească credința Martei și a Mariei. Și când vedea că totuși nu reușise, Domnul a trebuit să facă marea minune. Și zice, s-a tulburat în Duhul Său, s-a mâhnit.
în ideea că nu puteam să înțeleagă Marta și Maria că de fapt El este viața, adică El are putere asupra morții, acum, nu atunci, acum El este. Și nu puteau să priceapă. Și atunci de ce merge la mormânt și spune, Lazare, după ce se roagă, nu că n-ar fi avut Domnul putere, dar ca să creadă ceilalți. Așa trebuie să facem și noi când să facem o lucrare, ca om atunci era Domnul. Lazare, vino afară! Toți au rămas uimiți. Ce putere, ce putere are Domnul Iisus. De ce parcă, enumărând aceste cazuri, să ne determină și pe noi, Doamne, vreau și eu de la Tine. Ce? Vreau raiul, Doamne. Vreau și eu să merg în împărția cerurilor. Și parcă, nu cu ușor, dar cu putere. Vrei să mergi în rai? Intră. Tu singur, doar tu singur, îți pregătești pe veți odihna sau osânda în care să petrezi. Tu singur, doar tu singur, îți pregătești cu fapta, trăirea ta te așează de-a stânga sau de-a dreapta. Din cuvântul tău vei fi scos sau din cuvântul tău vei fi osândit. Câtă grijă să avem și noi în cuvântul nostru, în purtarea noastră, în umblarea noastră, ca să nu-L supărăm pe Domnul Iisus, cum poate de multe ori l-am supărat și eu. Domnul întreabă acum prin ori pe fiecare dintre noi, Viorele, Ionele, Grigore, Basilica, Georgiana, Emilia, Mariana, ce vrei tu de la mine? Și ne întreabă dacă l-o observați pe Domnul vin printre fiecare inimă și întreabă, tu ce vrei? Toate, tu ce vrei de la mine? Sorin, ce vrei tu de la mine? Doamne, ce vreau? Vreau viața veșnică. Sau atunci când acel om, Doamne, ce să iei? Ce să-ți dau? Eu vreau să-ți iau păcatele tale asupra mea. Că eu am venit, așa cum mai știu cuvântul aici, Domnul Iisus a venit în lume, între toți, ca să-i scoată din lume și să-i facă ai săi. Dar acum, zice, Domnul mai vine doar în mijlocul celor 2-3. Domnul Iisus, când era cu trupul pe pământ, la tot s-a arătat. Și la pescari, și la farisei, și la vameș, și la Irod, și la Pilat, și marelui preot Ana, și Caiafa. Când era cu trupul Domnul, la tot s-a arătat. Pentru tot s-a arătat vizibil, văzut și cunoscut. Și atunci când stătea Domnul în fața lui Pilat, ce mare prilej a avut Pilat atunci să-L cunoască pe Domnul Iisus. Și zicea că o frate anume tare, zice, sunt momente unice în viața fiecare dintre noi când poți să-L cunoști pe Domnul. Dacă ai pierdut atunci, dacă ai ratat atunci o ocazie, ce greu după acest la mai bine iarăși. Deci sunt momente când Domnul vrea să coboare spre înălțimea care omul se urcă. Și este acea poezie, un ungur s-a întâlnit cu o rază și înfiorat sau tresărit din dulcea lor îmbrățișarul dulce fără răspunde. Când zice acolo mai departe, repet un suflet. Așa gândesc și eu când fiecare dintre noi dorim cu adevărat ca să Îl urmăm pe Domnul, să-L ascultăm de El. El ce grabă, cu ce grabă vine spre noi. Dar a venit vremea când Domnul și-a dat viața, a înviat și s-a înălțat acolo la ceruri. Dar era perioada aceea când după înviere, Domnul s-a arătat. Cui s-a mai arătat acum? N-am mai văzut nici Pilat, nici Irod, nici marele preot Ana și Caiafa. El acum se arăta la cei care căutau să-L iubească pe El, să creadă în El, să-L urmeze pe El, să-L asculte pe El
Și Domnul își făcea apariția în casă. Și am privit acolo, câte oară s-a arătat Domnul. La cei bisericii ținute de frață. Maria Magdalena, la cei doi în drum spre Emaus. La Sfântul Apostol Toma, la ucenici când erau în casă. Dar ceilalți n-au mai profitat de această arătare, pentru că n-au mai vrut să-L urmeze pe Domnul. Dar apostolul, pentru că au vrut să-L urmeze pe Domnul, Domnul venea. Parcă aceste cuvinte de încredințare puternică să le avem și noi. Astăzi Domnul este în locul nostru, prin credință, să-L simțim, să-L vedem. Și vine la fiecare să ne spună, ce vrei să-ți fac? După voința noastră, lasă Domnul Iisus. Dacă vrea cineva să vină după mine, iată, iar din nou, sunt momente când în viața mea n-am mai lăsat la voința unui, parcă aș vrut eu cu voința mea să-L determin pe copilul meu să-L urmeze pe Domnul, sau pe frați, sau pe surori, să pornească. Dar dacă nu vine dinăuntru fiecare dintre noi starea aceasta de voință, de dorință arzătoare, vreau și eu să mă nasc din nou. Și acolo cuvântul de ieri să continuăm pe ideea, Nicodim, trebuie să te naști din nou. Cine face aceasta? Omul sau Dumnezeu? Trebuie. Și naște din nou este sămânța dumnezeiască pusă în om. Nu omul să se schimbe. Dar totuși, de unde vine dorința aceasta? Am zice noi, o parte de la Domnul, cum zicea odată un frate. 99,9% de la Domnul și doar 0,01% de la om. Da, acel 1,00, acela ar vrea Domnul de la om. Fără acela Domnul nu poate, nu că nu poate, poate, dar nu dă mântuire obligatorie, pentru că atunci omul nu mai vine cu bucurie, nu mai vine cu drag și nu reușește să dea el viața pentru Domnul, că n-a vrut Domnul oarecum obligat. Mă gândesc acum să copor acest cuvânt la tinerii noștri dragi, la copiii fraților, care avem și noi, și noi tot îndemnăm, haideți la biserică, haideți la adunare, haideți la citit, haideți la rugăciune. Dacă și în viața lor, în voința lor intermedia, vreau tată și eu, vreau să merg și la adunare, vreau și eu să merg la biserică, vreau și la rugăciune. Acel puțin ceva, Domnul ia aminte în înțelepciunea sa și vine lucrarea divină transformatoare a nașterii din nou. Și atunci omul vrea și Dumnezeu împlinește. Dacă n-ar fi strigat orbul, Domnul trecea mai departe. Orbul rămânea orb în continuare. Deci, astăzi Domnul trece iar pe aici. Și fiecare dintre noi strigăm sau nu strigăm. Vrem vindecarea, vrem întoarcerea la Domnul, vrem pocăința, vrem raiul, vrem fericirea, vrem ca să mergem acolo în Împărăția Cerurilor. Domnul este gata să ne dea. Și parcă doresc să închei cu aceste cuvinte. Cât de ușor a spus Domnul Iisus în cuvânt. Vezi, cine poate dintre oameni să dea un om această vedere? Cine poate? Mă duc apoi la vederea duhovnicească. Numai Domnul poate să o facă, iubiți frate. Oricât ar vrea omul, așa cum citeam ieri acolo în pleantă ce, fără nașterea din nou, numai peticim mereu la haina veche și la un moment dat zice, se rupe și mai tare. Că peticul nou rupe haina veche mai tare. Dar când vine lucrarea dumnezeiască, de aceea pot să cred, chiar să mă încred, când se realizează adevărata naștere din nou, omul acela se coboară mereu că plinătatea puterii Dumnezeu, el se micșorează, că nu-i mai trebuie nimic. El vrea să-L păstreze pe Domnul și rămâne cât în smerenie, pentru că zice, cine vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu, trebuie să se smerească tot mai mult, ca Dumnezeu să vină tot mai mult prin el. Iar cine se înalță, zice, Dumnezeu pleacă, se depărtează. Nu poate. Din pricina aceasta, cred că omul prin care Sfântul Duh Mângâietor a lucrat cu atâta putere, nu-i trebuie alt nume. El, așa cum e frate Trean, n-am vrut și nu vreau și sunt de plin credințat. Dacă alții au văzut rău când i s-au spus, nu ești chemat pentru a face meditație, tu ocupă-te de poezie. A răspuns ironic, nu vreau să aduc rău, vreau să aduc mai pozitivul. Dar când cu adevărat omul este transformat de puterea divină și în el se realizează această
stare dumnezeiască și îl primește pe Domnul, el merge pe urmele Domnului Iisus. Cum s-a petrecut cu toți sfinții, cu Sfântul Apostol Pavel, cu Sfântul Ioan Gură de Aur, apoi cu scumpul nostru Părinte Iosif. Dar nici cei din preajma lui n-au văzut că el nu lucrează nici pentru abite, nici pentru slavă lumească, nici pentru să facă ruptură în biserică, cum unii i-au adus această acuză. Pe nedrept, nu, eu am vrut doar să fac bine bisericii și neamului meu. Așa a vrut Domnul Iisus să facă bine poporului său și a venit la ei săi și ai săi l-au dus la moarte. Așa se va întâmpla cu toți oamenii lui Dumnezeu. Ei au venit pentru binele poporului, începând cu Domnul Iisus, cu Sfântul Apostol, cu Sfântul Ioan și cu toți ceilalți. Dar ai săi, chiar ai săi aproape mai mari bisericii, nu l-au înțeles și l-au dus la moarte și pe Domnul și pe scumpul nostru Părinte Iosif. Pentru că ochii lor nu erau deschiși și n-au văzut. Dar a fost și mulți dintre preoți, dintre mai mari, care au văzut și au spus, adevărat, această lucrare este de la Domnul. Să urmeze, să însoțească toți preoții să fie de acord cu ea, pentru că ea este spre binele bisericii și a neamului nostru. Și lucrarea vizibilă care a făcut-o Domnul, acest orb s-a vindecat. Gândiți-vă ce bucurie a putut să fie în inima lui. Ce fericire! Spunea cineva, era frate, zice, nu știi ce înseamnă să fii orb. E foarte greu, n-am ajuns să fiu orb. Poate aș înțeles mai bine. Orb vorbesc pământești, orb gomisește și sufletește. Am fost cu toți, cum spunea frate, Vasile, că ne-a luminat prin taina Sfântul Bătiu. Dar după aceea păcatul ne-a orbit și numeam bine rău și răul bine. Și spuneam minciuna și când trebuia să o recunoaștem, dacă începe copii, ai spus minciună? Nu, n-am mințit. Și totuși face și păcatul și fură și când întreb de ce ai furat, dar n-am furat. Și minciună. Și vine două duhuri. Vorbeam cu cineva pătimaș și zice așa, cât de adevărat este că duhurile așa se ajută între ele. Zice, tu nu zici mereu, frate, mereu să mă las, să mă las, să mă las de băutură, să mă las. Da, dar spun și ceva. M-aș lăsa de băutură, dar sigara, zice, cum e paharul, cum? Imediat vine și ea. Și zicea el, ori mă las de amândouă, ori merg cu amândouă. Zice, când beau paharul, vine și țigara, hai și eu cu tine. Și atunci, bineînțelesul nostru, ele imediat duhurile rele, vin una peste alta. Dacă e furat, vine și celălalt și zice, minciuna. Nu. Și vine păcatul furtului cu păcatul minciunii. Și ele duc și-l omoară pe om. Și așa, păcat peste păcat, zice, omul își pierde vederea și numește binele rău și răul bine. Numai prin Domnul Iisus cine poate ajunge să-L cunoască pe El, se leapădă de furt, de minciune, de curvie, de bețe, de tutun, de pirmă, de invidie, de mândrie, de slavă, de șansă, de furt, de tot ce vrei. Domnul Iisus are putere și ți-o dă numai să ceri cu credință de la El. Iar această lucrare că Domnul l-a vindecat, s-a dus mai departe cuvântul și zice, el și-a căpătat vederea, a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Și a treia parte, tot norodul când a văzut ce a dat laudă lui Dumnezeu. Deci, unul, a mers după Domnul că l-a vindecat, deci faptul că l-a vindecat a pornit după Domnul. Adunare, biserică, rugăciune, meditație, înfrânare, iubire, ascultare, asta merge după Domnul. Și poate nu-ți dai seama că este chiar așa de mult, dar zice, slăvind pe Dumnezeu, nu poți să tați, îl lauzi, îl cânti, îl mărturisești. Întâi este viața, dar am spus înainte, ai plecat după Domnul cu aceasta, slăvind pe Dumnezeu, a slăvit pe Dumnezeu cum? Întâi prin fapte adevărat, dar și gura nu poți să stai, că zice acolo Roman, întâi prin credința din inimă se capătă din prigânia, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, deci nu poți să tați. Dinăuntru scoți afară, mereu mă gândesc la Părintele Iosif. Cum am ținut el pe hârtie, mereu, mereu, tot ce vinea de sus. Dădea afară, paharul meu se prinde de pe... peste măsură și dă afară. Frate Traian, cum a scris ei mereu? Pentru că Duhul inspira mereu și ei scoteau afară. Darul minunat. Tot la fel este cu acel care pornește după Domnul Iisus. El îl slăbește pe Domnul pe oriunde și nu poate să tacă. Și apoi zice celălalt cuvântul care... tot norodul semina de aceasta. Iată, și lucrarea aceasta voastră, Domnului, tot norodul, zice noi, cu excepția celor mai mari, zice, se bucurau
și scria acolo mereu. Mă înscriu și eu numai astea, Domnului. Copil de 7 ani, de 14 ani, de 15 ani, profesorul cum prenumește, cantorul, crâșnicul, și mereu, rând pe rând, începând de 24, 25, 26, zicea cu părintele, fiți binecuvântați, dragii mei, că v-ați înrolat în oastea Domnului Iisus. Acum Domnul să ne ajute pe toți, dacă am venit aici și cuvântul acesta vreau să fie pentru totdeauna. Acolo simți cu adevărat făgăduința la Matei care zice, unde sunt doi sate, acolo sunt și eu. Aceasta este, iubiții mei, frați, adunarea care ne trebuie. Slăvit să fie Domnul!